Noroc la toți! Un nou episod din meu podcast. Astăzi mi-am propus să discut cu invitata mea un subiect mai complicat, pentru că genul ăsta de subiecte, ele apar doar în momentul în care tu te confrunți cu ele sau întâlnești oameni care te confrunte. Și am să încerc să construiesc dialogul într-așa un mod încât voi să vă fie ușor să înțelegeți dilemele primare cu care mă confrunt în privința Moldovei văzută în, în afara ei, văzută în Europa sau văzută peste ocean, asta deja o să aflăm. Și cel mai important este faptul că noi ne creăm o imagine despre noi, iar dacă noi nu transmitem informația corect, alții ar putea să nu ne înțeleagă până la capăt și atât dilema asta să încercăm un pic ușor așa să o deșghiocăm alături de invitata mea, Paula Irezanu. Dar rog, Paula, mulțumesc că ai acceptat. Mm, Mersi pentru invitație. Cum te simți în această zi? ea două doua zi după ce am aflat că am fost acceptați de Comisia Europeană să începem negocierile, să începem procesul de aderare și tot așa. Cum te simți așa la nivel interior? E călduț? al sau da, cred că ieri când am aflat um, vestea, uh, cânta non-stop în capul meu uh, All I want for Christmas is you Mureche. baby uh, și așa în loop la infinit. Dar uh, azi deja um, mi-am văzut de ale mele. Dar asta cumva... Mm, Mi-e interesant dacă ceea ce ai simțit e o stare pe care tu ai așteptat-o și eu a venit organic. Ori așteptarea asta cumva s-a întâmplat așa ca prin un miracol, pentru că eu am urmărit presa ultimele zile și cumva oamenii erau așa, destul de sceptici, gen, nu mai așteptăm până martie, nu avem cumva... Mă rog, a, a fluctuat, adică, în timp de câteva luni cumva a fost optimism mai mult, liderii politice ai Moldovei, dar și ai Europei, i au transmis mesaje pozitive în privința deschiderii negocierilor, în timp ce în ultimele zile, într-adevăr, au fost câteva semnale, discursuri de la lideri politici din Republica Moldova și din România, care spuneau, hmm, nu e sigur, în special Victor Orban era cumva... Uh -huh. um, Sceptic. Marele semn de întrebare, uh -huh. da, cum, cum va vota el, plus, mă rog, am mai fost acum... Era în incertă situația și în Polonia, dar iată că totuși a înclinat în favoarea unității europene. a fost un șoc și au fost un șoc și alegerile din Olanda, dar acolo ia timp până se formează guvernul, respectiv uh -huh. actualul lider este în continuare pro-european. Deci până la urmă s-au aliniat stelele, dar nu da, nu pot să zic, nu știu, era o, o, o oarecare incertitudine. Speram, dar în același timp trebuie să mărturisesc că în, în ultimele luni, de, de când a început războiul mai activ dintre Hamas și Israel, și respectiv atenția globală s-a focusat pe conflictul din Orientul Mijlociu și America, cumva, acum pare mai puțin dispusă să susțină Ucraina, eu simțeam cumva că măcar anul trecut aveam speranța, în timp ce acum avem doar războaie în jurul uh -huh. nostru și nu avem speranță. Și uite că uh, mesajul ăsta pozitiv din partea uh, Consiliului Europei uh, a, um, a venit să dea o brumă de speranță, știi, într-o iarnă <gri>, gri. Da. Un cadou de Crăciun. Chiar cred că este un cadou cel puțin la nivel de spirit colectiv pentru oameni, pentru cei care cumva, parcă iau speranță, dar, zici, treci cumva, parcă scade speranța asta și ai și încă un boost, știi, de, de energie și de așa un soi de mesaj direct, indirect, că tot o să fie bine. Deci, mergem ajec... înainte, da, că nu da. ne întoarcem înapoi. Da, da, de acord. Paula, tu ai învățat la Londra, Activitatea ta profesională, tot ți-ai desfășurat o bună perioadă la Londra. Și De ce ne-am locuit acolo? Și a revenit acasă. Am revenit anul trecut, vara. Piritat. Cum a fi? Neclar. De ce ai revenit acasă? Pentru că începuse războiul din Ucraina și exista mai mult interes pentru Republica Moldova la nivel internațional, respectiv ca jurnalistă. Eu dacă trimiteam mesaje zic când aș vrea să scriu despre subiectul ăsta sau celălalt vis-a-vis -vis de ce se întâmplă în Republica Moldova, redacțiile cu care colaborez îmi spuneau ești acolo sau nu. Uh -huh. <laughs> Pentru ei era important că eu să fiu aici. Deci cumva lumina, știi, care se vede prin crăpăturile astea ale gloanțelor, este că Există mai mult interes pentru Republica Moldova și pentru Ucraina, pentru Europa de este în general, de când a început uh, uh, marea invazie a Rusiei împotriva Ucrainei. Uh, dar asta se schimbă acum, odată cu uh, escalarea violențelor dintre Hamas și Israel. Uh -huh. um, deja um, interesul um, mai pălește um, și lumea obosește de, de, de acest război. Lumea în vedere doar Europa sau în general toți? Cumva? Cred că și ucrainenii și noi și întreaga regiune și întreaga lume. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne dăm bătuți. Trebuie să perseverăm. Nu, nu pare asta ca a fi un, un soi de efect prin care, știi, nu știu, ceva au explodat și pur și simplu timpul le rezolvă pe toate, adică deci totul se așează, rămâne doar craterul în urma exploziei. Adică deci, dacă fac paralela asta foarte, nu știu dacă e potrivită, dar în momentul în care se întâmplă un război și toți au obosit de acest război, atât timp cât nu este alimentat, nu poate oare să încheie de la sine? Nu, pentru că rușii nu se vor opri. De că rămân a fi pe... Um, da, deci oboseala este, de fapt, în interesul Kremlinului și nu în interesul uh, uh, Ucrainei. Uh -huh. Deci, citeam un, un articol, cred că a fost o luare de poziție a revistei Economist și apoi și Financial Times uh, au, au vorbit și ei despre faptul că uh, practic divizarea Actuală Din Congresul American, reprezintă o victorie a lui Putin. Uh -huh. um, pentru ca Ucraina să câștige uh, războiul și să supraviețuiască uh, ca democrație, um, Europa și SUA trebuie să, să fie mai strategici, să nu dea doar uh, cumva rămășițele care pe care le au, ci uh, să-și orienteze producția spre un efort uh, susținut uh, pentru uh, a ajuta Ucraina să supraviețuiască și să câștige această război. Adică, deci, practic, ei să aibă un plan exact, anume, pentru a oferi suport Ucrainei. Um, da, să nu fie, știi, o donație, să fie o strategie. Da, da, da. da. Adică deci, să nu, nu ceea ce treci printre degete, dar pe bune să fie Super Un focusat și, uh -huh. și da. Tu ești scriitoare și ești jurnalistă și știu că ai colaborat cu multe m publicații internaționale, decât practic scrii despre Republica Moldova pentru Europa sau pentru restul lumii. Cum este. Și nu doar, da. Da, cum este să scrii despre Moldova unor. Pentru, niște, pentru un public care unii n-au idee ce se întâmplă, mm -hmm. ce este, cum este, cum suntem noi, ce fel de oameni trăiesc. Da, eu mi-amintesc că um, în aprilie 2009, când am ieșit la proteste în piață, și au apărut articole la internaționale, de exemplu în New York Times, ei au numit asta Twitter Revolution, chiar dacă la noi stăteau, cred, cinci oameni pe Twitter. Um, eu am mers la proteste pentru că am primit SMS de la o prietenă, deci mai degrabă și primim, da. era protestul, știi, SMS revolution, uh -huh. um, dar asta nu suna la fel de fancy în acel moment. Da, um, și în uh, perioada aia mi-am dat seama cât de important este um, presa internațională în a crea imaginea a, unei țări și în a face procesele interne pe înțelesul a, publicului lor. După aia a fost a, perioada Plahotniuc, de exemplu, în care a, mă frustra să văd din nou și din nou pe a, în, în mass media internațională să văd aceeași divizare între pro-europeni și pro-ruși, fără ca ei să înțeleagă că lucrurile stăteau un pic mai complicate aici, că Plahodnic uh -huh. nu reprezenta neapărat pe uh, pe alții, forța da. pro-europeană. Da. Uh -huh. uh, și cu gândul ăsta m-am dus. Uh, am, am, am făcut masteratul în jurnalism în uh, Londra și cu gândul ăsta am, am mers în, în cariera asta de jurnalism internațional. M-am gândit că uh, nu vreau să scrie despre Republica Moldova doar corespondenții de la Moscova ai uh, presei internaționale care înțeleg uh, Republica Moldova uh, prin, cumva, ochelarii Kremlinului, um, ceea ce ne a jucat festa, de exemplu, în război din 1992, când m-am născut eu, um, și când nimeni nu înțelegea că ceea ce s-a întâmplat la noi. E exact ceea ce se întâmplă acum în Ucraina sau s-a întâmplat în Ucraina de iastă, în uh, 2014, în Donbass, în uh, Donetsk, uh, ce s-a întâmplat în Georgia, uh, în Osetia și în În fine, și da, și am vrut să contribui cumva la uh, înțelegerea a Republicii Moldova în termenii noștri și nu în termeni cumva externi prin jurnalism din asta de parașută, cum se numește el uneori, când um, corespondenții străine zboară dintr-un loc în altul unde se întâmplă dezastre și stau acolo o săptămână și după aia merg la următorul loc în care se întâmplă dezastru, fără să înțeleagă în profunzime contextul local. Și, de fapt, tu cumva ești indirect ambasadoarea Republicii Moldova peste hotarele ei? Pe Twitter. Pe Twitter, da. Da. Într-un fel, dar cred că noi toți suntem ambasadorii Republicii Moldova, adică fiecare om care a emigrat sau care călătorește sau care, nu știu, participă la Eurovision uh -huh. sau la orice alt concurs internațional. Este ambasador al Republicii Moldova, to tocmai pentru că oamenii din afara Republicii Moldova nu prea știu nimic despre uh, țara noastră, uh, și atunci noi suntem uh, prim, prima lor imagine despre țara uh -huh. noastră. Prima sursă de informare. Exact. Eu foarte mult petrec timpul pe rețele, dar mai ales stau pe TikTok, uh -huh. pentru că eu sunt un consumator înrăit de orice tip de informații iar informația din TikTok cumva îmi creează o imagine de ansamblu despre uh, interesele oamenilor de la noi. Um, și interesele sunt tare diverse. E foarte mult politic, foarte mult trash, foarte multe drame și tot așa. Iar ceea ce ține de politică foarte des, în momentul în care eu văd o știre care um, cumva e în contextul Uniunii Europene sau integrării sau tot așa, foarte multe comentarii sunt de genul dar cui noi trebuie? De ce noi trebuie Uniunii Europene? Și atât tine am vrut să, să, discut subiectul ăsta sau dilema asta. Cum să explicăm oamenilor că prezența noastră și pe continent și în potențiala Uniunea Europeană este importantă, că de fapt orice membru este important în, acest, în această echipă. Cum să cum să-i explicăm oamenilor că da, pe buni, noi contăm, chiar dacă suntem micuți, chiar dacă suntem puțini. Dar putem să fim puțini și buni. E că să ne aducem aportul nostru. În... Că, că suntem micuți, de fapt, e un avantaj pentru noi, pentru că asta înseamnă că putem să ne integrăm mult mai ușor decât poate integra, de exemplu, Ucraina, care e mult mai mare. Um... Eu, un, unul dintre răspunsurile uh, la această întrebare este că Uniunea Europeană a pornit ca un proiect de pace după al doilea război mondial uh, și a pornit de la premiza că, prin cooperare economică, uh, țările europene nu vor mai dori să lanseze un război între ele. Și, într-adevăr, asta a funcționat. Iată, din 1945 în cadrul Uniunii Europene nu a mai avut loc un război. Dar iată că noi stăm acum în coastă cu un război pe continentul european, în Ucraina, dintre Rusia și Ucraina. Ori această escaladare a războiului dintre Rusia și Ucraina readuce premiza Uh, inițială pe care s-a fondat Uniunea Europeană uh, în, în vizor. Deci, nimeni nu vrea un război alături, pentru că un, un, un război înseamnă uh, instabilitate de toate felurile. Conveniu, înseamnă. Nimeni nu vrea să asumi responsabilitatea războiului din toate punctele de vedere. Dar războiul înceară. este cel mai urât, cel mai greu lucru care se poate întâmpla. Înseamnă morți tragice, înseamnă oameni care își pierd casele, înseamnă animale care mor, înseamnă boli care um, apar din cauza uh, condițiilor uh, de igienă, um, înseamnă cheltuieli foarte mari, um, înseamnă încetarea vieții um, și câștigul morții. Um, și asta e, e împotriva naturii nu știu, umane pozitive, ca să zic așa, pentru că război, din păcate, este și în natura noastră de asta se întâmplă, dar uh, nimeni nu vrea să trăiască în război sau alături de un război. Uh, și tocmai de asta pentru a asigura uh, siguranța uh, și stabilitatea ni se acordă acum această șansă de. A ne integra în Uniunea Europeană, Moldova, Republica Moldova și um, Ucraina. Um, cum îți reușești, ție, în calitate de jurnalistă, să, să adun baza de informații necesară, pe care ulterior o comprim, o structurezi într-un text care este ușor de decerat și ușor de înțeles? și de transmis publicului. Cumva, iată, procesul ăsta de, de creație, cât timp durează? Eu, bine, eu cumva întrebarea întrebare îmi dau seama că e greu să răspuns pentru că există materiale de diferit gen, mm -hmm. dar oricum, iată, în medie, de la uh, nu știu, de la mm -hmm. din momentul în care se întâmplă un eveniment până în momentul în care oamenii de, dincolo de hotarele Republicii Moldova află despre acest eveniment cam cât durează, de cât de repede trebuie să te miști și cât de repede să mișcă informația. Iată, în 2023, când suntem în plin război hibrid, în care, cel puțin în cazul Republicii Moldova, informația este arma principală, dorința de a transmite informații corecte, sigure, din surse sigure și într-un timp cât mai scurt ca oamenii să afle despre asta, cât durează, iată, în cazul tău, cum reușești să te mobilizezi. Depinde de eveniment sau de informații pe rețelele de socializare e instantaneu um, și tocmai din cauza asta de exemplu um, ucrainenii sunt au fost foarte vizibili de la începutul războiului și ei au câștigat războiul informațional în vest um, pentru că au vorbit, au arătat despre ceea ce um, Li se întâmplă, deși uit că nu l-au câștigat la noi în Republica Moldova, că aici încă mai avem de lucru, uh -huh. pentru că rușii au o rețea complexă și cu istorie pe care o punem în funcțiune aici. Dar, da, informația circulă instantaneu datorită rețelilor de socializare și datorită internetului. Deci, nu știu dacă am fost, de exemplu, la un protest organizat de Ilan -or, am dat articolul câteva ore mai târziu um, pentru că e un reportaj de știre practic um, dar dacă e vorba de un eseu sau uh, un reportaj uh, care nu ține neapărat uh, un eveniment uh, proaspăt um, atunci poate să dureze mai mult, poate să dureze Uh, și independență de programul redactorului cu care lucrez. Uh -huh. uh, sau, da, da uh, zic, te rog, de la începutul războiului din Ucraina, uh, sau eu nici nu știu cum, cum să pun întrebarea, așa încât să nu fiu impertinent, dar, uh, așa sau altfel, conflictul din Ucraina a oferit un soi de uh, boost Republicii Moldova la nivel de imagine în lume. Pentru că suntem la hotar cu, cu ei. Mi-e interesant cum s-a schimbat percepția asupra Republicii Moldova. Iată, în, în decursul acestui aproape, sau decursul a doi ani. Pentru că până acum, cumva eram acea țară din estul Europei, cu prezență la Eurovision din când în când, cu, vine cu artiști care au ieșit mai mult sau mai puțin în evidență, dar iată pe harta, parcă pe, pe harta Europei, parcă îmi pare că de la începutul conflictului, parcă suntem mult mai vizibili, parcă și bine, iată, evenimentul care a avut loc în, în iunie la Bulboaca vorbește despre acest fapt, știi, că parcă am fost observați și parcă, din momentul în care am fost observați, iată lucrurile se mișcă cu așa, țac, 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 Hop, am semnat așa, hop, ne-am văzut acolo, hop, am primit un ajutor. Da, mă rog, asta e, pe de-o parte vine datorită deschiderii Uniunii Europene și pe de-altă parte datorită muncii autorităților noastre. Nu se întâmplă cumva așa, ca scene. prin magie. Uh -huh. Dar atenția asupra Republicii Moldova și imaginea Republicii Moldova a fost... A schimbat a, definitiv de felul în care moldovenii au primit ucrainenii în primele săptămâni de război. A, asta a impresionat a, foarte mult întreaga lume și a devenit un soi de clișeu pozitiv despre Republica Moldova. Probabil primul clișeu pozitiv uh -huh. a, despre Republica Moldova. Faptul că noi, ne fiind o țară a, bogată și fiind o țară mică, ne-am mobilizat să primim sute de mii de ucraineni, dintre care o de mii cred că au și rămas aici. Nu a, nu a trecut neobservat. Și atunci într-adevăr au fost a fost desantul acela de jurnaliști, de sute și mii de jurnaliști care au venit în Republica Moldova și făceau reportaje cum de la Palanca, de la Vamă, Arătând cumva acei, acei oameni care voiau să fugă din calea războiului și um, arătând consecințele invaziei uh, Rusiei asupra Ucrainei. Um, Noi eram într-un fel la poarta, știi, Europei, eram um, primul. Pas, na? Sau primul colac de salvare, cumva. Primul colac de salvare, primul, prima zonă de pace pentru uh -huh. ucraineni, care după aia mergeau și în alte țări, deci și britanici, francezi și olandezi ar fi cunoscut refugiați ucraineni mai târziu, dar majoritatea din, dintre ei sau toți au trecut fie prin Polonia, fie prin Republica Moldova. Aici erau primele colaje de salvare, într-adevăr. Cum s-au schimbat subiectele pe care redactorii cumva le solicitau de la tine până și după război? Cumva până la război era doar despre corupție în Republica Moldova? Eu până la război, de fapt, lucram ca editor uh, cultural uh, la revista The Culver Journal, uh, o revistă de limbă engleză care scria despre arte și cultură în Europa de Est, uh, în Balcani, uh, în Asia Centrală, Rusia, în toată zona asta. Uh, și atunci eu scria mai mult despre arte și cultură oricum. Uh, am mai scris... Și câteva um, articole pol mai politice, inclusiv, de exemplu, despre etichetele stânga-dreapta și cum nu, nu prea funcționează ele în um, spațiul nostru din cauza istoriei diferite față de Occident, din cauza experienței comunismului. Am scris un articol, ăsta cred că a fost primul meu articol politic pentru Guardian la aniversarea de 30 de ani a zidului Berlinului. Și după aia am primit mesaje de la uh, stângiști din Republica Moldova anonimi care vorbeau despre mine pe un forum și spuneau că o să mă bată și chestii din astea. Da, în fine, s-a trecut. Foarte uh. interesant subiect, ai deschis hate ul uh. în online. Cum... cum... sunt și acum hate, adică primești mesaje... Da, da, da. Pe Twitter acum, în special, de exemplu, acum câteva zile am împărtășit o lucrare care mie mi se pare foarte puternică. E un fel de masă de sărbătoare cu ceramică, și pe farfurii sau pe șervețele sunt încrustate cuvintele pe care a fostul partener abuziv al artistei, îi spunea ei, chestii de genul idiotă sau uh -huh. merit să fii bătută. Um, și ea, încercând să se vindece de această experiență, după ce l-a părăsit și a apelat la um, um, autoritățile juridice pentru a-i asigura um, Siguranța uh -huh. fizică ei și copilului său, a apelat la 50 de alte femei care s-au confruntat cu violență domestică să le ia și cuvintele lor care le-au fost adresate lor pentru a le include în expoziția aceasta. Mie mi, -mi s-a părut. Un mesaj foarte puternic m-a impresionat cum, um, cum, cum s-au împreunat aici uh, experiența, conceptul și meșteșugul. Uh -huh. Dar, da, am avut câțiva uh, români cu. Uh, bineînțeles, uh, care se ascund sub pseudonime, sub uh, uh, anonimat. Care mi-au comentat că ce este cu acest cacat feminist și să, să vezi cum mă, mă numește pe mine soția, sau dacă ne, ne adunăm noi bărbați să vă povestim cum ne numesc pe noi soțiile, atunci o să scriem, o să facem noi expoziție, dar nu știu ce. De pe tine te afectează. Îi... întregi. Ce și tu? da, mă afectează și mă gândesc că, de fapt, când. De unde vine abuzul? Abuzul vine din abuz. Acești bărbați care se dau drept uh, super puternici uh, și cinici, uh, de fapt, probabil au fost băieței abuzați în familiile, familiile lor de către tați, în cel mai. cumva, statistic. Uh -huh. Se întâmplă și ca femeile să fie abuzive, într-adevăr, dar statistic, cumva, la nivel de violență uh, fizică de obicei e responsabilitatea responsabili sunt bărbații dar ori nu, adică nu, nu, mi se pare știu un subiect important și încă vreau să revin să le răspund acestor, acestor oameni cu empatie uh -huh. pentru că îmi dau seama că ei de fapt sunt victime ale abuzului dacă vorbesc în felul ăsta Um, și n-au reușit să vadă că asta nu este normal. Adică asta este parte din normalitatea lor, uh, ca oamenii să uh, agreseze verbal zi de zi. Da, tu crezi că ei vor accepta un dialog cu tine? Eu cumva, din experiența și a mea și a uh, oamenilor care interacționează zilnic, E bine, evenimentul ăsta care se numește hate, el are loc peste tot, indiferent de context. Tu poți să postezi orice și fi sigur că se va găsi cineva care să vină cu e, o realitate paralelă pe care el o vede și neapărat o să -ți, știi cumva, o să-și o să impună punctul lui de vedere într-un mod destul de violent. Și eu, eu cel puțin am ajuns la concluzia că dacă omul ăsta are timp Sever, să verse murdărie în comentarii de pe un profil anonim, cel mai probabil omul ăsta nu este gata de dialog, pentru că în caz contrar, el, eventual, nu știu, ar fi zis într-o manieră un pic mai neutră, știi? Uite, nu-mi place lucrarea asta, punct. Nu neapărat să vină cu atac la persoană sau, știi, să vină să-și manifeste Supremația sau să-și manifeste. Da, da, eu cred că dialogul este complicat, și este complicat inclusiv pentru cei care nu se confruntă cu abuz zi de zi. Este uh -huh. greu să accepti că n ai dreptate. Uh, în unele cazuri e mai ușor, în alte cazuri e mai greu. E știi? greu să renunți la ego. Da, și dar cred că e oricum contează. Um... Da, în mod ideal n-ar trebui să mă afecteze, dar și nu, nu pot zic că mă afectează așa încât, știi, nu dorm nopțile sau, doamne ferește, dar um, devine parte din viața mea și din experiența mea. Pot să scriu o carte pe partea asta, dar, pot, dar ți explic cum. Adun cartea să numească ceva gen dialog unisens. Adică tu iei screenshot-ul, știi cu acest comentariu și vei cu un răspuns. Și eu cred că 80% din cazuri oamenii nu o, o să-ți vină cu un reply la răspunsul tău. Da, eu cred că um, ceea ce m-a inspirat pe mine a fost un caz uh, real. Acum nu mai amintesc detaliile, nume sau uh, ce anume s-a întâmplat a acolo, dar era ceva de genul că o jurnalistă, cred, care a primit uh, multe mesaje din astea violente, s-a dus la fiecare dintre uh, um, acei oameni sau acele conturi uh -huh. după care se ascundeau oameni neferciți, și a început să vorbească cu ei. De cum i-au găsit? Pe tot așa, pe unde i-au scris ei, ah, okay. pe Twitter sau unde unde au interacționat. Um, și astfel, cumva, a cumva, i-a înțeles mai bine. Uh, și a reușit să parte un dialog. Um, și cred că asta e foarte important pentru că noi trăim în bulele noastre astăzi, um, și generația noastră, mai ales cea care are experiența vestului, uh, cred, um, dacă mă vorbesc din observație, nu din statistică nu nu prea ne place să ne confruntăm cu alții. Suntem așa... evităm conflictele, conflictul. da, da, da. Evităm um, discuții în contradictoriu și asta e și bine pentru că poate înseamnă că evităm um, conflicte și trăim mai pașnic. Dar partea întunecată este că ne izolăm în bulele noastre și asta nu are un uh, efect politic benefic, pentru că înseamnă că rămânem mereu șocați de rezultate electorale. Eu cred că observația ta e foarte, foarte bună. Dacă stau cum să mă gândesc, eu cred că sunt de aceeași părere, că cei care au reușit cumva să obțină experiență dincolo de hotarele Republicii Moldova, Că pe partea de studii sau pe partea de carieră. Da, noi cumva nu, nu, nu vrem să intrăm în conflicte. Și eu cred că eu intuiesc că asta se întâmplă pentru că noi am, am obosit să fim participanți direct sau indirect la conflictele în sânul familiei, la masa de Crăciun, de Revelion sau de orice altă sărbătoare, unde dacă este ridicat la fel subiectul religiei sau politicei, automat cineva să bată, știi, uh -huh. sau, mă rog, o să apară un conflict care nu descrie sub nicio formă sărbătoare. Adică, deci, și eu cred că nu e. Bun. Da, probabil, cred că și din, din familie, dar și din spațiu public, știi, din când. Cu mm, mult timp cumva am cam portat o oarecare agresivitate știi, în transport public sau în interacțiunile obișnuite de la magazin sau acum deja parcă s-a mai schimbat lumea s-a mai uh, liniștit e mai senină, mai zâmbește dar... Uh... Nu știu ce zic, taxatori taxatori și taxatori mi-a mi taxatarea taxatoarea din de Ai noroc că, că da. cumpăr un bilet la loterie, poate câștigi milionul eu, eu de fiecare dată am și în foarte multe episoade din meu podcast am abordat subiectul anume a taxatorilor și a taxatoarelor că evident că eu ies din casă cu dorința de a avea o zi frumoasă, de a întâlni oameni pozitivi, zâmbitori și prima interacțiune cu primul om, dacă e taxatoare, a putut să dus pe pix. Da, dar că viața lor e dificilă, ei au un salariu mic și nu au acceptat acest job pentru că duc o viață minunată. Apropo, la un alt podcast, nu la meu, la, la, la Nota 2, fusese un, un invitat care, în timpul anilor de studenție, a lucrat în calitate de taxator. Uh -huh. Și el era super mulțumit și de salariu. Gen, taxatorii, din spusele lui, nu au cel mai mic salariu care există pe piață, știi? Și el zicea că el chiar lucra pentru că lui plăcea interacțiunea asta cu oamenii și salariul îi părea destul de motivant. Și mai scurt, tot era bine și frumos și asta e minunat, dar din cealaltă parte parcă... Nu vreau să, să cu deși. Dar, dar, să înveți niște taxatori și tot la tine la podcast. Nu, eu vreau achitarea cu cardul și vreau <laughs> să fiu scutit de interacțiunea cu oamenii în momentul în care achiziționează un bilet la transport public vreau să mă limitez la aplicații, aplicație. Măcar în cazul ăsta, vă rog frumos să fie... Vreau o aplicație. Vreau să nu mă chinui cu... Sau un card. Uh, în sens că nu neapărat card bancar, dar card... Da, 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 de, da, de, transport. de, bine, de transport public. Bine, da, da. Teoretic, ar fi o variantă și cu abonament. Gen, toți ai abonament și să, această persoană să nu fie parte acestui lanț bine. de tranzacții și de da, dar toți acești oameni care lucrează ca taxatori vor trebui să-și găsească alte joburi, ceea ce nu e greu în Republica Moldova, pentru că sunt o grămadă de joburi la noi resurse umane nu suficiente. Păi exact, există reprofilare, există... Eu cred că omul care pe bunii vrea, el oricând reușește sau va reuși să-și găsească rostul. Pentru că, mai scurt, avem nevoie de oameni, avem nevoie de brați calificate și nu neapărat calificate, dar oameni care să vrea să lucreze. Vreau să ajung la dilema unui alt grup de la noi. Asta revenind la subiectul despre Moldova și despre UE, despre percepția noastră în, în lume. Și subiectul ăsta sună în felul următor. Noi putem toți să facem singuri. Noi nu avem nevoie de nimeni. Uh, oricum nimeni nu să ne ajute, oricum nimeni nu să nu mai putem singuri să ne facem cu mâna noastră. Și eu desor văd genul ăsta de comentarii și eu încerc să înțeleg și punctul lor de vedere, dar mi-e vine greu. Adică, pornind de la faptul că omul este o ființă socială, el a priori nu poate de unul singur să facă tot. Oricum ai nevoie de o perspectivă nouă, ai nevoie de o viziune, altfel, ai nevoie de unde mulți acolo puterea crește. Și de ce să vrei să te izolezi de, de acest ajutor? De cum putem noi să convingem acest grup de oameni că să fie poate un pic mai deschiși, poate să fi un pic mai empatici, poate să le dea crede de încredere um, unor persoane sau unor părți care parcă te gândit, dar de ce un străin m-ar ajuta. Cum să-i să, să convingem ei să facă pasul ăsta, să, să ofere încredere? Probabil trebuie să inviți un om care crede asta la podcastul tău și să uh -huh. discuți cu el și să înțelegi de unde vine această idee. Că de ce te că întrebi pentru singurătatea... comuni și pentru toți, știi? Eu, uh -huh. de exemplu, podcastul este abia în, în proces de a crește și de a ajunge la un număr mai mare de oameni și în cazul acela presupun că deja voi avea nu știu, între ghilimele, luxul să reușesc să pescuiesc o persoană, știi, care, iată, el are genul ăsta de viziuni, și să venim și să avem un dialog sau o dezbatere, sau să încercăm să ajungem la niște numitori comuni, sau să nu ajungem nicăieri. Dar tu, fiind jurnalistă, oricum comunici pentru toți. Nu știu, dacă comunic pentru toți. dar... da. Oricine poate citi are acces la. Da, da, dacă nu este după un paywall dar ăsta e un mit propagat de propaganda rusă, că e mai bine ca Republica Moldova să rămână neutră, că e mai bine să stea așa deoparte, să nu fie nici într-o parte, nici în alta. Ca țară mică într-o economie globală nu poți face asta. Nu știu, singura soluție este să produci tot de ce ai nevoie. Ori noi știm că Republica Moldova nu prea produce, cred că, nici chibrituri sau Prune, uh, chestii nu. elementare. Da, avem uh, fructe extraordinare. Eu sunt fana numărul unu uh, alături de toți restul fanilor numărul unu din <laughs> Republica Moldova. Uh, dar uh, nu, nu avem industrie. Uhum. Ca să ne putem asigura uh, trail pe care ne-l dorim uh, de sine stătător. Și uh, realitatea este că, la momentul actual, uh, 60-70% din uh, comerțul uh, Republicii Moldova este cu Uniunea Europeană uh, și, în special, România. Mm, și asta înseamnă. Uh, Locuri de muncă înseamnă salarii uh, și înseamnă și uh, produse uh, pe care ne le dorim noi acasă. Uh, ca magazinele noastre să nu arate așa ca în anii 80, uh, cu rafturile goale sau la începutul anilor 90, cu rafturile uh, goale și, din potrivă, să ai de să alege uh, din zeci de feluri de nu știu, brânză sau cărnați. Singurătatea sau autoizolarea nu poate să ne asigure genul de viață pe care ne-l dorim. Evoluția. Da. Cum crezi noi vom ajunge noi în 5 ani? sau plus minus în 5 ani? Da, eu cred că dacă... Cât e de realist asta? De, de ce te întreb? Pentru că discutând cu persoane de vârsta mea, cumva generația noastră, plus minus, cei care cumva, nu știu, cei care ar trebui să fie cumva motorul ăsta, locomotivele care oferă încredere și altora și cumva ar trebui să-i convingă, cuitați, să vă haideți, să avem un pic de răbdare, să că lucrurile nu se întâmplă peste noapte să ne mobilizăm da, cumva să fim mai înțelegători că anumite procese au nevoie de un pic de timp că după 30 de ani în care se întâmplau lucruri care prin niște scheme tu nici nu poți să le dai de capăt evident că nu poți ghemul ăsta să-l 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 să 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 faci drept dar, în același timp, întrebându-i că, uite, tu crezi că noi ajungem, nu e, până în 2030? Și mare majoritate, cumva, mm. nu știu, cumva, parcă mai mult nu, decât da. Tu cum crezi? Eu cred că oamenii noștri sunt dezamăgiți de a, guvernările pe care le-am avut a, și nu mai îndrăznesc să spere, a, tocmai din cauza că. Speranța a fost înșelate de multe ori. Dar noi suntem într-un moment de cotitură, avem o deschidere mai mare ca niciodată a Uniunii Europene și acum deja ține de noi să votăm forțe pro-europene la alegerile prezidențiale și parlamentare din anul viitor și de peste doi ani. Pentru că de asta depinde dacă vom reuși cu adevărat să ne integrăm în Uniunea Europeană sau nu. Nu vom putea să ne integrăm în Uniunea Europeană cu o coaliție a forțelor proruse sau care se, da, se dau drept pro-europene, dar au un trecut foarte aproape de Kremlin cu proteste la Bruxelles împotriva aderării, împotriva acordului de asociere și um, alte discursuri care, de fapt, demonstrează că um, acei politicieni nu-și doresc integrarea europeană cu adevărat. Este o provocare pentru că um, spațiul nostru informațional în continuare este dominat de și de um, propaganda rusă și chiar uh, mă interesează ce crezi tu ca și consumator de TikTok pentru că eu încă n-am îndrăznit să intru în acel, pe cel teren. Uh, dar uh, cred că e important ca oameni uh, ca noi uh -huh. să promoveze mesaje pro-europene Um, în acel spațiu în care înțeleg foarte mulți agenții de influență ai Kremlinului. Um, își arată codița. Eu, din ce observ, eu raportez foarte multe pagini, gen, dar TikTok-ul nu e foarte... nu e super... Bun. Nu știu cum să. Nu, nu e un revizor bun. El nu prea ia în calcul faptul că tu ai raportat pagina și tu ai pus exact punctele care le consideră a fi uh, demne de a, de a la fi la raportate, știi. Acum, de când Elon Musk l-a cumpărat. Înțeles. Nu libertate în exprimare, să uh -huh. și el. de a nebunc... <laughs> <laughs> și de a menții. Da. 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 Um, oamenii noștri um, sunt obosiți așa, la nivel, la nivel mental, asta se explică prin foarte mult conținut de divertisment, foarte multe prostioare, foarte mult conținut fără conținut. Care e popular? Tot. Tot. tot eu nici, nici nu pot să-ți spun exact că asta e popular sau asta nu e popular, pentru că trendul se schimbă de la o zi la alta. Și ceea mm. ce era popular ieri, azi s-a transformat într-o chestie mai mare sau mai mică sau pur și simplu s-a schimbat la 180 de grade. Dar din ce urmăresc, sunt foarte multe live-uri pe teme subiecte politice. Eu îmi dau seama că urmăritorii acestor canale mm. nu sunt niște oameni care poți avea un dialog constructiv în a afla toate punctele de vedere, în a vedea diferențele, asemănările și hai să facem o concluzie cu ei ne asociam ce mi-e bine, ce mi-e rău. E foarte mult hate, dacă este legat de politică, este e, practic direct e, foarte mult hate în comentarii, e, dar mă bucur că e, mult conținut, de exemplu, legat de actuala guvernare sau de președinte sau de e, Vectorul pro-european, evident că apar boții trolei în comentarii și există așa un soi de uh, armată care vine să ține piept și, și ridic scuturile și vin cu contraargumente sau uh, de conspiră, știi, C mm -hmm. ești trol, că ești troll, că atâți treabă și tot așa. E, e curios așa să te nu? Da, cu spirit civic uh -huh. devotat. Dar, dar faptul că e foarte mult divertisment fără conținut e de dovadă că oamenii au obosit, oamenii nu prea vor să mai conecteze spiritul ăsta civic, să mai conecteze un pic de analiză. Ești cum? Un pic de divertisment nu strică în viața dar mă nu și pic, eu mă uit la... la clipuri pe Instagram cu pisici câini mai mult, că eu sunt din armata câinilor. Dar toți se uită la... Da, deci nu, nu știu cum... Dar nu sunt moldoveni psicele sau cu. nu sunt moldoveni câini. Câini, câini sunt internaționali, da. No. Nu. Da. No. Așa e? că, noi, după <laughs> ei, de asta și zic, conținutul moldovenesc nu, nu e despre câini și pisici, din păcate. Că dacă ar fi ah. cu câini și cu pisici, probabil am trăit într-o societate foarte empatică, într-o societate care ține nu doar la animale, dar la tot și, și în înconjoară. Da, noi ne batem în comentarii, noi ne certăm cu haterei, dar înțelegem de la bun început că această luptă nu e nu ați ducă nicăieri. De asta și te-am întrebat dacă tu chiar vrei să le răspunzi, pentru că omul care nu-i pregătit dialog, există riscul tu pur și simplu să te bați cu morile de vânt. Rogând ce scrie un mesaj, ți-a câteva secunde și mergi mai departe. Și atâta câteva secunde cu unul și după asta câteva secunde cu altul și după asta ajungi peste 10 ani cu un an de zile ai pierdut, dar, termen, dar de reply, de uri la hater. Da, <laughs> no, nu știu ce să zic. Și ca tine, de exemplu, mi sunt 10 oameni și e 10 ani și mulțumim, 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 mulțim. Ok, și ce vrei să sugerezi? Să canonizăm energia într-un alt mod. Mm -hmm. Nu neapărat în direcția hitherilor. De exemplu, să continuăm să facem ce știm noi mai bine, tu, materiale jurnalistice sau cărți. Eu podcast dacă să meargă mai departe acest okay, format. Ok, bun, atunci n să le răspund haterilor. Mă bucur. <laughs> că mă bucur că am reușit să-ți aduc niște argumente pentru că uh, interacțiunea în online e, este importantă, dar este importantă atâta timp cât tu înțelegi cu cine discuți. Pentru că să intri pe un forum super shady și să începi... Nu, și chiar atunci când discuți cu oameni pe care îi cunoști, dar care nu sunt deschiși spre dialog, ci doar vor să... Um, își impună propria părere, atunci, uh -huh. da, n-are rost. Mă rog, încerci. Și când vezi că n-are rost, închei, okay, okay. da, mergi mai departe. Um... Da, eu mă gândesc uneori, eu sunt sigură că foarte mulți din cei care îmi comentează pe Twitter sunt troli um, și mă gândesc oare strategia lor este să-mi fure din timpul meu, la fel cum Um, le fură, de exemplu, din timpul autorităților prin toate alarmele astea false cu bombe sau cu violențe în școli sau um, care s-au s-au tot făcut în, ultim, în ultimul, an, în ultimii doi ani. Știi că într-un război toate metodele sunt... Într-un război hibrid, da. nu? Da. Apropo, prietenii sau persoanele cu care tu interacționezi, persoane din, din alte țări, au dorința să vină în Moldova, să o viziteze. Suntem să... sau nu suntem din Moldova? Acum? De da. când a început da, războiul? Da, da. Da, m-am înțeles cu niște prieteni să vină. trebuiau să vină în iunie, dar ei au fost preocupați și acum au zis că o să vină în iunie următor. Deci, da, nu e neapărat o frică față de... E situația de aici. Era, de exemplu, eu lucrez cu jurnaliști internaționali care vin aici, mă rog, fie pur și simplu mă văd cu ei și îi ajut sau chiar fac cercetare sau le găsesc contacte. Um, și momentul în care Zelenski a zis că există un plan pentru a um, pentru practic o revoluție violentă sau uh -huh. ceva de genul ăsta, care se pentru schimbarea jos. de putere. Da, puterea aleasă democratică aici să o înlocuiască cu uh, un guvern prietenos cu Rusia. Uh, atunci exista destul de mult frică din partea americanilor, uh, sau canadienilor, sau jurnaliștilor din zona aia, pentru că ei vedeau în presa lor uh, americană, din astea titlurile astea uh -huh. și mă întrebat pe mine marei e sigur să vin aici sau nu. Um, eu m-am simțit în siguranță, am început să mă simt mai în siguranță din, uh, cred că din vara trecută, în momentul în care uh, frontul s-a mutat dinspre um, vestul Ucrainei, înspre est, s-a departat de noi. Din momentul în care... Odessa și Micolaeva au rămas cumva a, clar a, a ucrainenilor. și, dar până atunci mai simțeam și eu în nesiguranță. Mm, da. În special când erau exploziile alea citate în Transnistria, eram așa destul de îngrijorată. Da, eu tot mi-aduc aminte de perioada ce că... Mm ținând cont că aparent rușilor îi destul așa de simboliști și mereu încearcă să obțină anumite... Nu nu, nu vreau să le zic victorii, dar fac niște lucruri cu, pentru a, pe anumită dată, știi, ca să aibă o semnificație mai mm -hmm. accentuată sau să scoată în evidență niște lucruri. Pe atât, îmi minte tot în, în perioada vara anului trecut sau uh, mai, în mai, erau, în mai, da. Um, da, 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 și toți cumva stăteam așa încordați de pe o zi pe alta, știi, că ce se întâmplă mușcă, dar nici nu vreau să ne aduc aminte că bine cu trecut. No. Uh, vreau cum să ajungem într-o zonă un pic mai, așa mai, uh, mai puțin gri. Vreau să știu uh, cum este să scrii pentru o publicație gen The Guardian, la nivel interior, la nivel profesional, la nivel de uh, uh, carieră. Adică ce sentiment, ce sentiment rămâi în urma unui, ast unui astfel de colaborări? Mm. Um. Și dacă vezi vreo diferență dintre a colabora cu, cu o publicație globală versus una un pic mai mică, locală sau regională sau... Da. Bineînțeles că eu bucurie să colaborez cu publicații influente, pentru că asta înseamnă că ce ce fac are un impact. Dar, pe de altă parte, responsabilitatea asta vine și cu anxietate mare de a nu cumva greși ceva sau de a, fi, de a nu fi suficient de bun. Eu în continuare simt că învăț și nu simt că am ajuns încă la nivelul de jurnalism la care mi-aș dori să fiu. Da. suferit de sindromul impostorului? Probabil un pic, dar cred că e și util pentru că e bine să creștem. Bine. De acord? De acord? Da. No. Și um, diferențe dintre colaborări cu... Mă rog, depinde de la caz la caz. Um, sunt redacții și redacții. Um, am avut și cazuri de comunicare ciudată aici, unde m-am simțit așa ca într-un comsomol, ca la o ședință de comsomol. Uh, nu vreau să dau nume. Uh, dar uh, um, în rest cumva am avut colaborări pozitive. Nu, nu, nu pot să-mi amintesc că am uh, um, cazuri foarte... Că nu, de alta de în precedent, traste. impresionant. Adică nu prea auz în fiecare zi că cineva din Republica Moldova scrie un material pentru The Guardian. Gen, e, tu ești așa modestă și cumva experiența a fost bună, evident, că, dar la mine, legiu, guardian, știi? Nu mm. scrii pentru revista lumânarea nu știu de pe unde. Cu tot respectul pentru publicațiile locale sau regionale, dar... Care este importantă. Da, în sunt în importante. Da, sunt importante, exact, știi? Dar... comunitar. Dar e the guardian. I mean, nu e, pur și simplu... Da, dar eu înțeleg și cumva eu am muncit mult pentru asta și am fost un pic strategic în ce am făcut. Adică m-am dus la un masterat a unei universități, cel, cel mai bun program de jurnalism din uh, Marea Britanie, care îmi dă așa un soi de garanții în fața angajatorilor. Am făcut stagieri foarte multe. Uh, am muncit întâi în, în, într-o organizație care era de arte și mă rog, făceam și jurnalism cultural acolo și de idei interviuri cu profesori și gânditori, filozofi politicieni din toată lumea, dar nu era cumva nu știu foarte clar un produs media, știi? Adică uh -huh. era așa un soi de produs hibrid dintre un festival de idei și um, o platformă media după aia am lucrat deja în jobul meu la Calvert, deci nu știu, au fost o grămadă de uh, picturi din astea um, fără succes care au dus la um, colaborarea mea cu uh, Guardian, Financial Times, BBC, etc. Mai zi, te rog, eu vreau chiar vreau toată lista. Că... London Review of Books. Da, doar că știi cum în jurnalism nu contează doar ceea ce ai făcut, contează și actualele, cele mai recente articole sau articole la care lucrezi sau, și rămâi cumva cu, cu prezentul și fiecare articol, știi, își are provocările sale și unul poate să -ți iasă mai bine, altul poate să -ți iasă mai greu. Și de asta. Eu nu trăiesc cu medaliile, știi, Eu înțeleg, dar, dar în loc mă încerc să mă concentrez uh, pe ceea ce mai am de făcut. Cum ți se pare presa din Moldova în 2023? Ca și calitatea informațiilor, cât este de accesibilă, cât este de credibilă? Uh, cred că avem uh, jurnaliști TV de politică buni. Eu mă uit la emisiunile astea, talk show-urile noastre um, pentru cercetare. Uh -huh. um, la nivel de presă scrisă, eu încerc să citesc uh, presă din, de toate culorile politice pentru ca să am o imagine mai amplă, dar uh, se simte clar absența redactorilor în foarte multe uh, publicații. Um, Știri din astea de două rânduri, în care sunt opt greșeli gramaticale și nici nu se termină ultima propoziție. Și asta la. nu vorbesc de site-uri mici, vorbesc de site-uri ale unor televiziuni, ști care se dau drept super profesioniste și care sunt urmărite de mulți oameni. Deci, asta îi descurajează cumva și e trist. Um, dar în același timp mai sunt publicații care unde se vede, știi, se oferă context, pentru că eu, tu mă întrebai um, despre procesul de a scrie uh, pentru un public internațional. Uh, eu trebuie să pornesc de la ideea că um, cititorul are zero cunoștințe despre Republica Moldova și atunci trebuie să-i explic dintr-o dată și trecutul și geografia și tot felul de chestii pe care trebuie să le repet mereu, pentru că uh, nu toată lumea urmărește uh, istoria a Republicii Moldova în desfășurare, uh, la nivel global. Deși sunt uh, uh, unii urmăritori, nu știu, de exemplu, pe Twitter, care sunt foarte pasionați, dar ăștia se excepții. Uh, și așa au ales anume Republica Moldova de când a izbucnit războiul din Ucraina să o urmărească pentru pentru a înțelege mai bine regiunea și a, politica noastră, da um, da, deci și um, pentru mine este foarte important contextul, cred că asta e ceva ce am deprins din școala anglosaxonă de jurnalism um, și din păcate îl văd doar la Europa Liberă azi în știri um, celelalte instituții de presă nu prea dau context. Mm -hmm. <laughs> Îți spun numai ce a zis uh, uh, o instituție sau alta um, și în rest, cum, caut singur să afle. Dar pare să și cu sens tot mai contextualizează anumite evenimente. Uh, newsmaker mai are anumite... Da, da, Newsmaker la fel. Ziarul de gardă mai face, da. Da. Um, da, newsmaker sunt foarte buni uh, și ei. Și, da, admir foarte mult jurnaliști noștri de investigație, de exemplu, Raizu sau Ziarul de Gardă, sau chiar și Jurnalul a avut acum niște uh -huh. investigații TV8 cu Cutia Neagră, care fac muncă dificilă și care ia mult timp. Europa liberă la fel să se de și, și ei de investigații. Deci, da, sunt mulți jurnaliști pe care îi admir. Uh, îmi place și ceea ce încearcă să fac Moldova Work sau Diez um, să promoveze um, alt fel de a trăi viața, de exemplu, sau uh, mai pașnic, mai blând, uh -huh. um, mai divers. Um, și um, Diezul, felul în care încearcă să. în un felul în care, de exemplu, a adus în discuții concursurile astea internaționale, știrile pentru interes pentru elevi, pentru studenți, pentru tineri. Dar la nivel editorial, cred că mai au de lucru. Da, bine, mereu există loc pentru mai bine. Eu cred că este foarte complicat să găsești o persoană care este super pasionată de a redacta, de a edita, de a să uita peste text de a corecta greșelile gramaticale și să fie o persoană super pedantă, dar în același timp să nu vrea să tai din arepele acelui jurnalist care este foarte, știi, entuziasmat de subiect pe care îl abordează și doar pentru că s-a întâmplat și a fost luat la... Bine, nu, uite, de exemplu, eu cum lucrez cu redactorii la publicațiile astea internaționale, Uh, nimeni nu mi arată cu sau uh. Uh, lucrăm pe Google Doc și îți da. faci cu roșu nu, uh, nu. Uh, ori pune comentarii ori modifică acolo unde consider că trebuie modificat și mă rog un... dacă îți modific tot atunci e super bineînțeles că nu rămâne nimic din ceea ce ai scris tu, de exemplu îmi spunea un profesor meu care a scris pentru New Yorker că a fost șocat că eu schimbat tot textul, Zicea, păi de ce ați venit la mine să, 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 să scriu eu articolul dacă voi vreți să iau să oricum, așa cum vreți voi scrieți da. voi. Da. Da. Deci, există și cazurile respective, dar de obicei, ideea este că tu lucrezi în colaborare cu editorul pentru a îmbunătăți textul ăsta, nu, nu este o competiție mm. sau nu înseamnă că dacă s-au făcut modificări, înseamnă că. Ești prost. Orică nu mai ești în text. Da. O întrebare super pragmatică. Poți să trăi din jurnalism? Depinde ce așteptări ai și depinde ce fel de jurnalism practici. În Republica Moldova sunt instituții media care plătesc salarii foarte bune. Asta cât ar fi? A... Zeci de mii? De lei, da. Sunt. Dar nu ajung la 100.000 lei. Mm. Adică am între 1.000 și trei. Ai învideri pe lună? Da. Nu, pe an, iar și trist să ai lei pe an. 100.000 de lei, asta cât e în euro? 5.000 de euro. 5, .000 5 .000 nu, un pic. Nu, 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 cred. Nu știu, poate doar din funcție de conducere. Da. No. Dar asta e, știi, Eu sunt care se câștigă greu, de exemplu, și în Marea Britanie. Noi, adică astea salarii mari. Uh -huh. Uh, nu e un salariu mediu Eu cumva Eu am niște scopuri financiare Pe partea de producție și tot așa Și eu îmi dau seama că 5.000 ar fi Un punct de pornire Pentru o viață Normală Mhm uh -huh. Da, ok. Ca să nu... atunci nu știu, da. Da, dar și-mi dau seama că pentru Republica Moldova este un milestone aproape incredibil pentru foarte mulți și eu tot încerc să-mi dau seama dacă se merită de investi timp aici sau poate este cazul de plecat peste hotare și de încercat de investit acolo timp și resursele și experiența și... Sau poți crezi un produs care să funcționeze și aici și în... peste hotare? Cursuri, de exemplu? Da. Da. Și atunci că eu, de exemplu, ai cheltuieli mai mici aici? Că eu am avut o invitată la meu podcast Catalina Cazacu, poate o cunoști o actriță de la Teatru Fără Nume păi ea are roluri inclusiv la Londra, că ea tot a învățat acolo și o, o perioadă aș trăit acolo și acum are un, un impresar, cred că se numește persoana care o reprezintă mm -hmm. la Londra și ea spunea că, un de agent. exemplu, un agent da și zicea că uh, un rol jucat la Londra sau câteva zile de filmare îi permit să trăiască vreo jumătate de an în Republica Moldova. Și mi mi-era interesant că poate dacă publicațiile internaționale tot achită pe articol destul de bine, pe păi, iată ideea de freelancing uh, fără că neapărat să fii în... în, în nu știu, Marea Britanie sau în Olanda sau indiferent de, de spațiu, poate că ar fi o idee, un fel de jurnalist nomad care uh -huh. nu, nu neapărat este legat de spațiu sau bine, cum. Da, a... păi asta e ce practic eu și pe mine ceea ce mă ajută că nu trebuie să plătesc chirii aici. Da, asta, asta e bun. Asta, ar fi un... asta era costul meu principal la Londra. Era mai scump 2000 de lire pe... Eu știu de prețuri din astea așa super astronomice da. că la Londra e super scump tot. Da, și e, să respiri, iesc, scump, pare da, e scump și să respiri. Uh, nu, că eu împărțeam uh, mereu case okay. cu, sau apartamente cu prieteni, cu străini, cu uh, tot felul de oameni. Deci nu, nu plăteam așa ca Luca Filat. <laughs> <laughs> eu și mașina avea frumoasă. <laughs> da, da. Vezi că -am fiecare cu cât îl duci capul. Uh, nu cred că e vorba de cât îl duci cap, cred că acolo e vorba de banii părinților care veneau din niște surse. Dar pe asta trebuie să știi să rogi, tată, de te rog. Din niște surse gri. Da, eu cred că nu gri, eu cred că și sprin. Din bugetul de stat, hai da. să, da. <laughs> să spunem pe da. Șleau, da. da. Mai scurt, eu încă stau și mă gândesc <laughs> cum este văzută Moldova peste hotare dar eu mă bucur foarte mult că diaspora noastră este foarte activă la alegeri. Chiar azi, apropo, am avut loc premiera episodului cu un, cu un domn din stabilit în Italia de 20 de ani și practic a trăit în Italia mai mult decât în Moldova, dar el spunea așa cum foarte entuziasmat că de fiecare dată când vine acasă se bucură și, și crede că în perioada imediat următoare Republica Moldova Va avea, va avea parte de niște schimbări foarte frumoase. Cumva, în sfârșit, va avea loc acest switch de gândire, de idei, de uh, pornire de, de vector. De fonduri, da, poate. Ce drept noi mereu că am avut noroc de partenerii noștri externi care cumva ne-au susținut în momentele dar dar de cumpără. acum vom avea parte de fonduri mult mai mari. Se văd, se, văd schimbările în România, nu? ți minte când mergeai în România în anii 90 cum arată România acum? Eu în anii 90 țin minte în România doar cu trei ani am fost și stăteam vreo trei ore în vama până să schimba. Și acum, așa cum, așa da? cum stai orele respective, dar, mă rog, oricum e noaptea, dorm, citești. Romantic. <laughs> da, dar nu, fondurile europene sunt importante. Uniunea Europeană practic e un model de dezvoltare economică prin investiții în infrastructură și în instituții publice. Da, și mai ales că servicii publice. Moldova nu a intrat de mare. Eu cred că în 5 ani de zile se poate de făcut schimbări în tot. Adică la nivel de infrastructură eu cred că nu avem mai mult, nevoie de mai mult de 2 ani. Da, dar există niște precedente care mă pun pe gânduri, că teoretic 150 km de la vest la est, și 350 de la nord la sud nu e enorm de mult. Dacă îmi stai și te gândești cum pot de 150 de metri urmează să fie reparat doi ani de zile, pe vitează, mm. mm. doi ani de zile. Tu ți imaginezi un pot de 100 de metri doi ani de zile. Da, eu nu mă pricep la cât ea să reapare un pot. Să... Oamenii pun nu știu, în China instalează o, o de asta pe, pentru crearea curentului electric într-o zi. În mare, știi? Cumva, iată, astea sunt diferențele de percepția cât se poate de făcut în, 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 24 de ore. Iată despre asta. Și eu stau și mă gândesc, ok, parcă minte avem, parcă resurse există, parcă dorințe există, și durează așa de mult. Atâta, asta e dilema principală mm -hmm. cu care eu, eu încerc să găsesc explicații și eu încerc să dau credere din credere, încerc să să fiu mai empatic, mai înțelegător. Mă rog, închis și ce ne e prea Nu știu. Dar depinde, da, de, oamenii pot să facă schimbări importante, și depinde ce oameni sunt în ce funcții. Și la noi resursele umane sunt, de fapt, o provocare, pentru că nu poți, nu știi, singur nu poți face tot. Da. Îți, îți trebuie echipe. Um, și asta e o problemă cu care se confruntă toate mediile și mediul privat și mediul public. Mai că trebuie să ai o lecuțică de răbdare și trebuie să, să avem încredere că, că suntem pe, pe drumul cel bun. Și cred că trebuie să și depunem eforturi pentru ca um, pentru ca toată lumea să înțeleagă care-i beneficiul integrării europene și um, și să încerc știi cum sunt integrări și integrări. Um, adică e nevoie de o integrare europeană care să fie în um, folosul societății noastre, pentru că fiecare lucru este negociat și trebuie să fim foarte buni la negocieri și să comunicăm unii cu alții. Da. Ceea ce, nu știu, guvernarea actuală uneori pare să uite. O lecție care să repetenți la capitolul comunicare. Eu sunt, eu sunt de acord cu tine, eu cred că noi ducem mare lipsă de comunicare, dar eu cel puțin văd deschiderea că cumva sunt conștienți că există această problemă și parcă, parcă îmi pare că încearcă să, să remediez un pic acest aspect și eu cred că într-un an va fi mai mult comunicare decât a fost anul ăsta peste doi ani. No, va fi mai mult. Vedem. O să vedem, dar eu rămân a fi mai optimist pozitiv. E, da, e important, e așa. Cred un... că, -că o chestie existențială să rămâi optimist aici, pentru că altfel te, te duci la fund. Eu, pur și simplu, nu pot să mai, mai asum o dezamăgire, știi? Eu vă să-ți fiu dezamăgit, prefer, pur și simplu, să nu fac așteptări, dar să rămân cumva în zona asta mm -hmm. mai luminoasă decât în Constructiv, zona... Constructiv la luminoasă. Da, da, da. Eu îți mulțumesc tare mult pentru prezența la meu. Eu sper că noi am deschis așa niște cutii și niște perspective pentru cei care vor urmări acest episod. Eu pe voi vă aștept în secțiunea de comentarii. Puteți veni cu orice tip de comentarii. Noi hate noi ținem piept hate lui, dar în același timp nu l încurajăm. Dar mai în scurt, aveți grijă de voi și sperăm că ajungem de grabă în UE. Sper. Așa parcă ar trebui. Mersi încă o dată. Mersi și eu.